Un proprietar din Câmpul Lungmușcel a fost amendat de poliția locală cu 50.000 de lei. Totul a pornit de la un vecin supărat că gardul care separă cele două gospodării nu a fost realizat legal. Adică cel reclamat s-ar fi abătut de la proiectul inițial și în loc să ridice gardul cu panouri bordurate, l-a construit din bolțar și ar fi intrat pe terenul reclamantului. Ați primit această adresă? Doamna, eu pot să vă spun că pentru sistarea lucrărilor de demolare... Nimic. Domnul Constantin, uitați confirmarea de primire. Ce aveți dumneavoastră acolo? Deci, e problema dumneavoastră. Deci pe mine chiar nu mă interesează cine a primit-o. Pe mine mi-a venit asta la primărie. Eu sunt convins că nu e problema dumneavoastră. Da. Asta rămâne în instanță. O echipă a poliției locale a făcut o verificare și nu s-a confirmat că gardul ar fi intrat pe terenul vecin, însă a aplicat o amendă pentru nerespectarea autorizației de construire a gardului și asta pentru că a înlocuit materialul de construcție. Nerespectarea autorizației. 500 de milioane? Vechi? Da. Atâta este, de la 50.000 la 100.000 la vremea respectivă. De anul ăsta s-a modificat. Dar eu când am dat amenda în 17-a, 12-a, atâta era. Amenda de două ori mai mare decât costurile construcției gardului va fi contestată în instanță. Cazul reprezintă un avertisment pentru cetățenii de bună credință, dar care nu cunosc în detaliu legea.